Chiar dacă stadionul din Severin a fost primitor cu formația Gorjeană, pandurii vor să revină cât mai curând la Târgu Jiu. Acest lucru nu va fi însă posibil până la sfârșitul lunii septembrie din cauza lucrărilor de refacere a gazonului, care au început mai târziu decât erau programate. Inițial, pandurii urmau să joace încă din prima etapă pe propria arenă, însă revenirea a fost decalată până la jumătatea lunii august. Acum planurile s-au schimbat din nou. S-au demarat lucrările, după cum ați văzut, la suprafața de joc. Sperăm că undeva până la sfârșitul septembrie, după cum am spus, constructorii să putem să revenim pe stadionul din Târgu Jiu, fiindcă returul și o parte din tur vom juca tot în, acum am jucat în deplasare, retur jucăm și o parte din tur tot în deplasare. Până la reîntoarcerea echipei la Târgu Jiu se vor efectua lucrări de modernizare și la nivel de infrastructură. Vestiarele vor fi schimbate complet, iar tribunele vor fi extinse. O să începem și lucrările la modernizarea vestiarelor. Încercăm și cred că vom reuși să facem vestiare în concordanță cu manualul de european de licențiere. Liga 1 a programat startul ediției de campionat 2011-2012 pe data de 23 iulie. Pandurii ar urma să dispute cel puțin 4 meciuri din tur la Severin. Revenirea gorjenilor pe propria arenă urmând să aibă loc la finalul lunii septembrie.